Astăzi este ziua mamei mele, dar nimeni n-a felicitat-o pentru că e săracă. Hai mă, să zicem la mulți ani, Lutanță. Cine la mă, săracă aia? Puțea oaie, bă, ce la mulți ani. Cine mă, săracă aia? Salut, YouTube! Hei, salut, YouTube! Sunt aici cu nimeni altul decât... Piu, Bușu! Astăzi ne-am adunat aici ca să ne uităm la un fenomen interesant pe internetul global, dar nu numai, avem și variante locale. Bușu a făcut o compilație de oameni români de pe Facebook interacționând cu conținut generat cu inteligența artificială. Ca să vă facem puțin context cum arată chestia asta în afara țării, există acest concept care se numește Dead Internet Theory, da? În sensul că internetul e mort, mai ales când vorbim de platforme tip Facebook, din cauza faptului că tehnologiile AI, da, cu, de la ChatGPT, cu toate generările de imagini, la, au pus cumva mâna pe aceste platforme și acum ai boți AI care generează imagini și boți profile care comentează la imagini. Vă pun un TikTok ca să vă faceți o idee cu cum arată chestia asta în afară. La noi nu este atât de, și asta e frumos, că nu este atât de pregnant, dar vă las să vedeți. I am finding evidence of the dead internet theory being completely true on Facebook in the form of images like this, Spider Jesus. This requires us to go back a little bit to last year, where I was even making videos talking about this very subject. AI image generating bots were jump-started on Facebook to create images like this one right here, supposedly man-made of Jesus made out of sand on the beach. Now experiencing a great deal of success on these posts as he... Da, deci AI-ul inițial făcea tot felul de imagini, da, să targeteze oamenii religioși și făcea o imagine cu Iisus în nisip care, da, arată penal, da, mă, să zici că, da, să mai uită lumea. Și pe urmă boții vin și zic, wow, alți boți vin și zic, wow, amin, ce tare, ce frumos. As you can see with 41,000 likes. I believe their AI algorithms were taking their most successful posts and doubling down on them. To be a little bit more specific, posts that had to do with things like animals, Jesus, airline travel. And now the AI is generating images with a combination of those subjects that makes absolutely no sense. And it's posting things like this, where there's... Deci din cauza că este plin de boți pe aceste platforme, boții creează imagini cu Domnul Iisus în nisip, boții zic wow, acest lucru este real, ce tare, și AI-ul care generează imagini și a feedback de la alți boți și practic continuă să genereze în continuu aceste imagini din ce în ce mai zevzeci, până se ajunge la așa ceva. Jesus holding a set of legs with a tiger on his shoulders. Avantajul faptului că trăim în România este că la noi n-au ajuns atât de mulți boți cu inteligența artificială, că suntem pe ultimii pe listă, da, că suntem țară relativ mică și așa mai departe. Și în România chestia pe care ați văzut-o se întâmplă să se poseze întregi imagini generate cu AI, dar oamenii din comentarii, marea majoritate din ce am văzut eu, sunt reali. Vreau să menționez că postările sunt luate manual de un admin. Aha. Și le adaugă română pe text și după aia le postează, adică nu sunt generate de un bot. Aha. Da, și Bușu a stat și a căutat în cotloanele Facebook-ului, bănuiesc, nu? Da, mi-am antrenat algoritmul să înceapă să-mi dea... Am cerut de la chat și chat-ul mi-a trimis și după aia am început să scrollez. Cumva am plecat toți de pe Facebook și așa-și fac de cap. Da, efectiv, am lăsat doar pe ei acolo. Da. Mie mi-este frică... să ajung într-o circunstanță în care am să văd ce activitate, ce amprentă digitală are maică-mea. Share-uri în 2024 la Farmville, îmi imaginez. Like la 3 postări la rând de la formula ASC. nu o să-ți vină să crezi ce se întâmplă când pui usturoi în ciorap. Dă click pe reclama cu unghia cu ciuperica piciorului. Gheorghe Zamfir, domnilor și domnilor. Astea nu prea au comentarii, dar vreau să zic că ăsta avea un comentariu și era un moșneguț drăguț care a scris: frumoaselor, vă bate vântul. Oh, pentru că se leagă în pisicuțele. Bate vântul. Ce ciudat clipesc.
e foarte trist conceptul, cumva că oamenii ăștia care încearcă să fie wholesome și drăguși la ăla pe internet, la genul ăsta de postări, că efectiv vorbesc în neant. Vorbesc cu o imagine falsă, cu un cont, sunt genul ăsta de pagini care e un om care probabil e angajat undeva ca să facă mii de astfel de pagini pe Facebook și efectiv, filozofic așa vorbind, e foarte trist. Da. Că e un comentariu și un compliment și un o vorbă bună. E o vorbă bună dată complet în neant. Da, este empathy waste. Exact. Efectiv asta. Și eu mă gândeam la asta și nu știu, oare au aceeași empatie față de semenii lor, acești oameni, sau doar față de... Întrebare bună, rare ori vezi oameni în viața reală care să comenteze cum comentează pe Facebook. Așa e. Un alt exemplu la care avem și comentarii este acest video cu păuni. Au penele în cap în loc de în coadă. Nici cum are, stai cu semn pic, m-a spart. Cum arată un păun real? N-au penile astea în cap așa? Un păun real are un ciuf roșu și după aia are vantaiul ăla în coadă. Păun real. Da, bă, așa e. Da, ba da, uite, au un ciuf. Bă, e George Mesăruș, mă-i îndreaptă. Păi da, mă, are un ciuf, dar i-au pus... I-au pus prea mult, nu? Da, i-au pus mult prea mult. Da, mă, uite, au un ciuf. Uite, știa, vezi cumva au luat niște elemente din coadă și l-au băgat în cap. Da, a, ok, bine, ok, da, e foarte efectiv, exagerat. Cozile mai micuțe. Așa, și aici avem și comentarii la păunaș. De exemplu... Frumoaselor... Nicolița, minunat peisaj. Beautiful! Oh my Elena. God, nu înțelegeam ce scrie! Cred că e beautiful, nu? Oh my God, asta e, nu? Da, e beautiful. Ceva de genul. Oh my God, ce frumoasă! Bunii! Literalmente bunii! Top fan! E bunii! Top fan la pagina... Cum îi zicea, sentimente. Ce frumoase sunt, mirifice. Bă. Asta e ceva gen... Și-a gen Bitmoji. E gen Bitmoji, nu? Da. Și așa arată doamna Danila? Nu. Stau, mă, frate, un pic. Smash. Mai departe, în lumea cățăilor AI, tot de la pagina Fereastra Sufletului meu, cei mai frumoși prieteni. Și sunt, într-adevăr, niște prieteni frumoși într-o ilustrație de tip Cartea Junglei. Da, efectiv, adică nici măcar n-arată poza, arată toate a ilustrații. E straight up desen animat, adică e... Zine tu... Adevărat, Nero, copilul meu, vă spune o seară binecuvântată și o pozică cu Nero, care e un bișon drăguț. Efectiv, nu o să-l vadă nimeni vreodată pe Nero în aceste comentarii. I-a scris pupici dulci. Pupici dulci, și-o da reply singură. 100.000, there's no fucking way. Scumpa, domnul Rodica. Dar uite, cu ajutorul clipului nostru, cu ajutorul muncii depuse de Bush și de oameni care i-au trimis, Nero va vedea o nouă viață în cadrul prezenței sale digitale. Respect, Nero. Te iubesc, Nero. Tanța. Frumoșilor, unde ați plecat? Unde au plecat? Mergem la mămica să bem niște lăptici. Sunt so sad, man. Un corgi. Tot de la fereastră sufletului meu, altă de asta de, again, e 100%, nu e nimic agenică. Poți să zici că poate e real, poate. Tot Tanța. M-am îndrăgostit de tine, frumosule. Doamnă Tanța, aveți cataract. Cu tot respectul, sunteți o scumpă. Doamnele astea pare că sunt aceleași doamne care împânzeau scările de bloc cu postere cu cățeluși și pisicuțe. Da. Exact aceleași doamne. Tanța e bret, da. Fereastra sufletului meu cu o altă postare, un tort special, pe acorduri de vioară. Notele alea, nu ieși deloc notele acestui copetar. Bă, atât de rău, man. Da. So fucking bad. Și ce n-arata poză, se vede, și asta are așa un iz de ilustrație. Comentarii. La mulți ani fericiți. La mulți ani. Adam. Adam aplaudă. Tanța. Deosebit tort, un maestru l-a făcut. Doamna Tanța. Băi, ești sigur că Tanța nu e AI? Mi-e greu să cred că un AI ar fi, nu știu, atât de deștept încât să înceapă să pună tort, spațiu, virgulă. A, da, așa este, așa este, așa este. Tanța. Un maestru l-a făcut. Eu am impresia că gen ei
poate nu cred că sunt real, de gender lonely și vor să interacționeze, știi, cu postarea. Oamenii care mai comentează pe aici. Da. Dar don't you get the feedback? Adică cred că comentezi 10 ori, de 20 ori, de 800 de ori și no one talks back. Like, don't you get the feedback? Păi nu, asta e chestia. E ca la PUA. O faci 200 de ori și primești 3 reply-uri. Da, adică zici la mulți ani la 100 de oameni și 3 o să zică mulțumesc. Și în felul ăsta e socializat în ziua aia. Că de asta, adică de asta stau și scrolează și sunt oameni de bun simț. Știți, oamenii care îți dau bună ziua pe stradă. Și da, asta e bună ziua lor pe Facebook. Îți lasă un mic, îți lasă un mic gând, o mică atenție la postare că e de bun simț. Da, ok, îmi place. Vreau să o cunosc pe doamna Tanț. Și eu. Stai, mă, că intrăm în bucătăria asiatică. Oh, dar n-are niciun sens, man. What is this? N-are absolut niciun sens. Ai trebuit sens. Să fie o tipologie de sushi, right? Nu răspund la asta. Uite, vezi că are și dinți dragonul și mustă. Da. Oare ce au comentat oamenii de pe Facebook? Foarte frumos. Ce artă Nela. Ce artă minunată. Tanța! Doamna Tanța, ce dragon reușit! Doamna Tanța, vă rog eu frumos! O iubesc pe doamna Tanța. Ce conior Tanța, chat! Tanța e main character as fuck, da! Am un mesaj pentru doamna Tanța, ok? Te rog. Stai. Doamna Tanța, s-a încercat livrarea... Dar ați... Bușu, ceea ce îmi arăți aici îmi face să fiu speriat de inteligența artificială. Da, ok, înțeleg, dar nu crezi că pot exista și întrebuințări bune ale inteligenței artificiale, Silviu? Bușu, acum că spui chestia asta, cred că așa este. Există până la urmă atâtea moduri în care ne putem face viața mai ușoară cu ajutorul AI. Și vi le vom spune în acest segment sponsorizat de Samsung! Noile telefoane Samsung Galaxy Foldables, adică Z Flip 6 și Z Fold 6, ăsta e Flip pe care l-am și eu, ăsta e Fold-ul 6, vin la pachet cu Galaxy AI, care este o suită de funcții care chiar sunt folositoare și nu sunt doar niște gimmick-uri de-astea clasice de dragul inovației. Da, și noi o să vă arătăm două din cele care ni se par cele mai mișto. Așa este, Bușu. Am noul Galaxy Z Flip 6. Superbă culoare. Sunt mare fan la Circle to Search with Google, o funcție pe care o folosesc aproape zilnic. Vă și arăt cum merge. Bun, foarte simplu. Intrăm pe browse. Hopa. No, hai, lasă. Zi un site rapid. Samsung.ro. O alegere bună. Apeși literalmente o secundă pe butonul din mijloc, pe urmă îți apare acest pop-up în care poți să încercuiești ce vrei să cauți și îți caută instant... whatever you need pe Google, which is very nice. Și cum folosesc eu treaba asta de zi cu zi este și prin poze. De exemplu, o să-i fac o poză tricoului lui Bușu. Exact același lucru încercuiesc tricoul lui Bușu și instant îmi găsește de unde e tricoul și alte rezultate asemănătoare. Și pot să-l cumpăr direct sau whatever. Să știi că eu mi-am luat tricoul ăsta din portbagajul cuiva la obor și nu știu ce mi-arăți acolo. Se pare că tehnologia AI nu prea avansată de mult pe cât credeam. Aparent încă nu. O altă funcție super useful, care îmi se pare super de folosit în viața de zi cu zi, mi se pare Live Translate, care face exact ceea ce zice. Când dai sau primești un telefon, traduce conversația în timp real din alte limbi și vorbește în locul tău în limba locală și o să vă demonstrăm chiar acum printr-un apel în care Bușu va vorbi cu mine în limba spaniolă și eu voi vorbi cu el într-o engleză stricată. Bun, ne sună asistență la apelare, traducere live. Hello, my friend! Hola, esta llamada se está traduciendo y subtitulando de forma simultánea. Hola, amigo mío. Hola, amigo. Mi nombre es Cristian. Te llamo para ofrecerte una gran oportunidad de ganar dinero rápidamente. Hello, my name is Christian. I'm calling you to offer you a great opportunity to make money quickly. I am interested. Me interesa. Cierto. Trabajar. True work. True. Marci la muncă.
Bine ai revenit printre noi, Bușu. Desigur, ce ați văzut mai devreme e super useful în țări străine când trebuie să suni la șoferul de taxi sau să faci o rezervare la restaurant. Pe lângă toate funcțiile astea, Galaxy Z cu AI are mai multe trucuri pe care le puteți descoperi pe site-ul Samsung sau puteți să mergeți să le încercați direct. Aveți link-ul în descrierea acestui clip. Cu unele dintre funcții poți să faci poze mai mișto, cu altele poți să scrii mesaje sau e-mail-uri mai eficient. Sunt foarte multe, multe dintre ele sunt foarte useful în viața de zi cu zi, nu sunt doar gimmicky. Vă las pe voi să le descoperiți, puteți să mergeți în absolut orice showroom să testați funcțiile atât pe Galaxy Z Flip 6, cât și pe Galaxy Z Fold 6. Mulțumim Samsung pentru sponsorizare. Gracias! Înapoi la... Domnul bate la ușă. Ești dispus să-i deschizi ușa? A, da. B, nu. A sau B? Nu, sorry, e făcut de cupar ăsta. Sorry, e făcut de cupar, there's no way. A, da. B, nu. Da, amin, da, da. A dat like. Da. I really liked it. Am râs ca prostul când am văzut. Nu ți se pare interesant? Totuși are două zile de când e aici. Nu ți se pare interesant că adminul n-are o problemă cu chestia asta? Păi, Domnul nostru Iisus Hristos iubește pe toată lumea în mod egal. Și adminul știe asta. Ah, corect. Bravo lui, foarte frumos. Da? Și-a blocat clanța în... E foarte amuzant. De ce m-ai pus așa? Nu eu am pus asta. Ce mai este, l-ignori? Iată o veste bună de la Dumnezeu astăzi. Atinge imaginea și tastează Amin, unde preotul se va ruga gratuit pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră și vă va îndruma să studiați cuvintele lui Dumnezeu, care vă vor ajuta să scăpați de o viață plină de tristețe și durere. Chat, scrieți, vă rog, amin. În chat, dacă și voi ce a zis doamna asta. Moft, 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 moft! Am uitat complet! Am uitat complet! Doamne, ce vremuri frumoase! Atinge imaginea și tastează Amin. Unde... A, trebuie să și tastezi Amin. I-am zis așa. Chat, vă rog, atingeți imaginea și tastați Amin. Atingeți imaginea. Atinge imaginea. Atingeți chat. Atinge imaginea. Vă simt chat. Scrieți Amin. Dumnezeu ți-a văzut lacrimile curgând și își va întinde mâna iubitoare pentru a-ți șterge lacrimile. A te scrie Brad Pitt într-o aia. Mângâia și a vindeca rănile inimii tale. Atinge imaginea și scrie Amin pentru a accepta dragostea și ajută. Chat, vă rog, atingeți imagine. Scrieți dacă acceptați dragostea lui Iisus în voi. Dar ador asta, dar atinge imaginea. Adică că îmi place că cenăluiește obiceiul tradițional. Da. Adică că trebuie să atingi, să pupi coana, la, 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 la. Îmi place. Vă accepta dragostea și ajutorul lui Dumnezeu. Atinge imaginea așa. Și scrie Amin pentru a accepta dragostea și ajutorul lui Dumnezeu. Ah, deci dacă atingi imaginea și lași comentariu, accepti ajutorul lui Dumnezeu. Da. O veste bună vă vine astăzi. Bă, ăsta n-a fost la Mihai Morar? Ăsta e la, cum îl cheamă, Părintele Necula. O veste bună vă vine astăzi de la Dumnezeu. Atingeți imaginea și tastați Amin, iar preotul se va ruga gratuit pentru dumneavoastră și familia. Ai zis că o să se roage gratuit pentru mine? Iar preotul se va ruga gratuit pentru dumneavoastră și familia. Bro, dar asta e blasfemie, man. Deci atingi imaginea, bă. Atingeți imaginea și tastați. Deci e veste de la Dumnezeu, nu că îți face el o favoare. Dumnezeu însuși îți face o favoare. Dacă atingi imaginea, popa ăsta să roagă pentru mine. Ești prost? Da. Amin. Iar preotul se va ruga gratuit pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. Porumbelul ăla pare foarte confortabil. Porumbelul ăla. Porumbelul ăsta e destul de bine, da. Da. Îmi place că porumbelul nu se mișcă deloc, doar fața lui ăsta se mișcă. Da. Cuvintele lui Dumnezeu și să scăpați de viața dumneavoastră tristă și dureroasă. Vești bun. Bro! Te și muiește. Cui, de aminte, roasted de popa AI. La final te-o dă la nas. Precum și vă va îndruma să studiați cuvintele lui Dumnezeu și să scăpați de viața dumneavoastră tristă și dureroasă. Pâine simțit? De unde știi? Mâine este 22 august. Suferința ta va lua sfârșit, iar familia ta va primi vestea bună a revenirii Domnului. Aminul tău va fi eficient.
A dat-o pe productivitate. Da, la eficientizarea aminului. Pe ce loc e România nu e la productivitatea aminului? Bă, având în vedere că suntem atât de credincioși, noi românii, cum am învățat de la Elena Lasconi. Da. Deci, încet. Ne uităm la meme cu Isus, adică ce poate fi mai controversat. Dar îmi place, deci ca asta zic, e noua era, dă mai departe ca să primești norocul. Da. Știi, e și puțin cu horoscopul, știi? Ba, mâine e 22 august, pe 22 august se întâmplă ceva, bam, bam, bam. Vine Isus și îți bagă gaura palmei în clanță mâine și tu trebuie să-i deschizi ca să nu suferi. Asta a zis. Care este problema? A, și avem și comentarii aici. Îl ador pe ăsta! Îl ador pe ăsta! Cel mai șmecher este, om fără job. Este un alt gif cu doi bărbați care se sărută, nu? Da. 12 like-uri dău. Da. Păi de care și al tău? Păi mă gândesc că pe real tinerii se prind instant, că să-i again, e pe Instagram, da, 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 și la astea mai vedem pushback de la tineret. Aha. Doamne ajută, amin, amin, amin. Mulțumesc frumos, Doamne, amin. Amin, amin, Doamne ajută, amin. Doamne ajută, amin, amin. Îngeraș. Doamna AI a zis să dau amin. Bam, bam, bibam. Oh, mamă că ăsta știe, mă frate. Domnul te va păzi de tot ce este rău. El îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire. De acum o să intre avionul ăla în ureche. Oh my god, e un avion acolo, nici n-am văzut. Și până în... Bă, e avionul suspendat. Ai grijă, Domnul Iisus. Domnul te iubește mult. Tu îl iubești pe Domnul? Dacă îl iubești, apreciază acest video. Comentează amin. I-am dat double tap. Scuze, dar emoji-ul ăsta cu bebelușul înger este absolut blestemat. Avem comentarii. Ăsta a preferatul meu. A, doar că poți face asta pe Instagram, habar n-aveam. Aș da comentariu, dăm Doamne tablou bărbați. Vezi că n-ai dat like, dău. Ai o chestie. A, cred că am dat după ce am dat screenshot-ul. Cred că m-am încurcat puțin. Of course! Of course! Of course! Of course! Iubesc. Of course! Perfect! Cine atinge porumbelul astăzi și scrie că aminul va primi cea mai bună veste din viața lui? Sună un eufemism. Cine atinge porumbelul astăzi? Mulți oameni din comentarii au avut aceeași părere cu tine, Silviu. Ia să vedem. Nu știu de ce. Dar îmi place, nu, înseamnă că îmi place imagistica cu băzi. Adică au ales, mi se pare că au ales o poză bună. Un video bun. Și scrie că aminul va primi cea mai bună veste din viața lui. Da, of course. Mi-a ating porumbelul în fiecare dimineață. Mi-a ating porumbelul mereu. Să-mi atingi tu porumbelul. Amin, amin. Pune mâna pe porumbel. Amin. Amen. Amen, brother. Cu prietenii mei de suflet la pescuit. Și un bebeluș care... Ai crede că e într-un acvariu, dar dacă te uiți în fundal, se vede clar că este apă. Da. Și un bebeluș înconjurat de niște pești zburători și niște pisicuțe foarte drăguțe. Este literalmente un AI delirant. Da. A făcut pești coi în aer. Așa și acest copil de un an care pescuiește, also, săraca pisică cu ochișorii ăștia. Așa ce visează. Ce ai făcut? Așa visează ChatGPT. Îmi place că ața nu e la final de undiță. Cum adică? Oh. Da, vezi? Oh, e... da. Și ce momeală e alea? E gen un picioruș de găină? Sau o bucată de plantă? Știi ce? Nici nu vreau să știu, omule. 1400 de like-uri, by the way. A rupt asta. 1400 de like-uri. I love you. I love you. Superbă postare. Have a great day. Pălăriosule! Pălăriosule! E o mumicuță care... Alintă copilul AI. Alintă copilul AI, măi. Bă, dar e atât de... Sunt sigur că mulți dintre ei, într-o măsură, se prind că nu e real. Da, adică aici da. E niște pești care plutesc. Dă o recu de treabă. Yeah.
cred că într-o măsură se prind că nu e real, dar le place conceptul, I guess? Da, le place estetica? Da, exact, exact. Are 6 degete la picior. Asta e ultima problemă a acestui copil, omule. Acest copil nu știe... Tu nu vezi că a venit cu momeala greșită? Asta vreau să zic, da. N-o să prinde nimic. Fii întins, băiețel frumos. Vă iubesc. Frumoasă poză cu micul pescar. Micul pescar, nu mai pot! Și asta se efectiv niște doamne drăguțe și simpă, frumoasă prietenie. Frumoasă prietenie între acest copil și aceste pisicuțe. Nu e nicio prietenie, doamnă. Nu sunt real, doamnă. O... Optimistul. Du-te, mă. Ești nebun. Bă, cum m-am prins? Nu știu. Du-te, Big mă. Brain. Așa arăta chimie când era copil. Astăzi împlinesc 9 ani. Am fost abandonate. Bă, și uite unde l-au lăsat, frate. L-au lăsat în cel mai shitty loc din lume. Pai că l-au lăsat în Zalău. 1000 de like-uri, by the way. La mulți ani, copil frumos. Dumnezeu își va îndrepta fața și spre tine. Gheorghe, felicitări, vă mulțumim pentru comentarii. Felicitări pentru noua ta mașină. Partenerii noștri ne-au informat că ați fost selectat printre cei 60 de câștigători ai zilei pentru 500.000 de euro și un cec frumos. Contactați-ne făcând click direct pe acest... Și un cec frumos. Făcând click direct pe acest link pentru a vă recupera fondul pentru a solicita pachete. Pepe Milionario, secretar general al FedEx Express. Pepe Milionario! Bă, stau un pic, că he has the name for it. Da. Omul ăsta trebuie să fie... I make the million! Feri, la mulți ani binecuvântați de Domnul cu sănătate și fericire. La mulți ani și sănătate multă, mult noroc în viață și fericire să-ți dea Dumnezeu. La mulți ani, copil. Doamne, Dumnezeule meu. E cel mai bun bait. Ăsta cu e ziua mea este cel mai bun bait. Cred că de mult ți-a să scrii la mulți ani. Mare găcat. Da. Da, ești unul la mulți ani. Păi scrii L și deja vine predictiv. La astăzi împlinesc 83 de ani. Toți au uitat de mine. Și acum toate doamnele de 65 de ani. Tudorel, dacă ești adevărat, la mulți ani cu sănătate și bucurii. Tudorel is onto something. Nu poți să-l iei de prost pe Tudorel. Tudorel știe care-i faza. Îți dă empatia lui doar dacă nu ești un bot. Da, corect. Respect, Tudorel, respect, bravo. Tudorel. Leana. Respect pentru dumneata, bunicule dragă, fiind singur îți doresc. La mulți ani, sănătate, bucurie și bunul Dumnezeu să te vegheze și de acum înainte, like. 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 Încoace, like. Dacă ești real. Da. Trist, la mulți ani. William Scott Elliot. Felicitări! Ai fost selectat printre câștigătorii jocurilor FedEx Express și numele tău Facebook a selectat 900.000 de euro între joc. Acum, pentru a vă ridica premiul, faceți click rapid pe link pentru a contacta persoana de livrare, trimiteți un mesaj pe WhatsApp pentru a vă ridica coletul. Mamă, să mori, eu s-a băgat toate scamurile într-un mega scam. Adică loteria jocurilor FedEx Express, ai câștigat și bani și trebuie și coletul. 900.000 de euro. Păi, William Scott. William Scott. Scot banii Scott. Din buzunare, din buzunarele proștilor de pe Facebook. A, și mai vine. Bă, e același. Păi, nu? Felicitări, vă mulțumim pentru comentarii. Bineînțeles că azi... Dă-ne teritoriile înapoi, piticule dansator! Da! Bineînțeles că ați dori ca Diana Iovanovici Ușoată să fie noul președinte care a oferit premii celor care ar dori să o voteze dacă sunteți de partea lor. Vă mulțumim că v-ați alăturat nouă pentru a avea acest premiu oferit de doamna Diana Iovanovici Ușoată. House Cello. Informăm că ați fost selectat printre cei 60 de câștigători ai zilei pentru 500.000 de euro și un cec frumos pe care ți-l oferă Diana Iovanovici Șoșoacă pentru vot. Eu știam că dă cu mâna prin trezoreria partidului. Stăm un pic, 500.000 de euro ca să votezi Șoșoacă? Păi stăm un fret un pic. Stăm un pic, schimbă un pic datele problemei. It doesn't stop.
Da, nu, ăsta a fost săracul atacat de toți boții deodată, de, inclusiv de Michel Jordan. I throw the basketball. I get the high score. And that give the money. Da. Augustin, la mulți ani, să dea Dumnezeu sănătate, fericire, să fie rezident până la 200 de ani. Michel Jordan replied. La mulți ani, tataie, și nu fi trist, sănătate. Bă, da, faptul că oamenii ăștia cred că moșul de 83 de ani de la țară, de fapt, bine, poate să aibă Facebook. Știi ce? Am vrut să fac o judecată... Ai vrut să fii ageist, da, practic. Am vrut să fac o judecată necinstită, dar până la urmă, da, toată lumea are acum un telefon de ceva. Așa fel. E. Ajunge cât un brand din... nu prea știu geografie, din altă zonă a Asiei. Poate un brand din Asia continentală. Așa, poate așa. Poate un brand din Asia de sud-est continentală. Da, ajunge în fiecare casă. Poate ajunge în fiecare casă. Vedeți ceea ce înseamnă și geografie from time to time? Da, uite aici. Cine acest om... La rândul lui, a comentat că un AI i-a zis la mulți ani cu sănătate și fericire alături de cei dragi ție. Bă, tu n-auzi că moșneagul ăsta a fost abandonat? Bă, a uitat de el. Vai de morții lui! Cum adică care alături? Cei dragi? Păi cei dragi l-au rănit în pâine de Fox Place. Îl iei la mișto. Bă, dorele, dă-o dracu. Dar chiar cred că a vrut să fac o glumă. Da. De-aia și pus-o sau de laughing. La mulți... Stop! La mulți ani fericiți, boss! Multă sănătate îți doresc! Boss! Oh, să trăiești, boss, ce faci? Dumnezeule, super. Tot de la optimistul. Ție îți spun, da, ție, să știi că te iubesc, om bun. Este un mesaj pentru tine, să știi, de la mine. Mulțumesc, cățelușul AI... Și prietenul meu Silviu. Și eu te iubesc. Te... Viorica, top fan. Ești foarte drăguț, mulțumesc, noapte bună. Maria, felicitări. Opa, alta, Velonica Mini. Care, și ea lucrează la FedEx. Și o doamnă. Vreau să zic că nu pare că are heritage de Velonica Mini. Acest, ok, dacă ar fi să zic. Wow, nu faci un comentariu rasist la mine pe stream, bușu, ce rupi. Fel de carbohidrat. Și eu te iubesc, cățel frumos și blond. Ui, cum cred că cineva îți poartă de grijă, așa că stau liniștită că ești... This is so sweet, though. Măi, doamna Silvia, nu mai pot. Și eu te iubesc. Și eu te iubesc. Ui. Vă reamintesc poza la care ne uităm. Damn, this dog does not look like it's ready for so much love. Și eu te iubesc, cum ziceți. Să-ți pupe mama boticul. Pe mama boticul tău ăla mintitel, ce frumos mai ești, doamne. Ce tot un cățeluș cu care se joace. Suflet plând și curat, cățelușul frumos. Și eu te iubesc, scupete. Floricică frumoasă. Ce iubire ai în ochii tăi, frumușelul. Ochi. 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 Doamne, Dumnezeule. This was the wholesomest shit din ultima vreme. Sincer. Și repet, îmi pare rău că iubirea acestor doamne realmente se duce neant. Urmează o imagine puțin disturbing, dar e un fucking desen animat, adică hai să fim serioși. E un cățel AI scheletron care este în fața unui mansion din ăsta, din un McMansion din SUA, și cotețul său a fost mitraliat cu un... Au venit ăștia. Mor, Timothy, de cățel flămând, mori. Eu sunt uimit că acest cățel a supraviețuit. E atât de puternic și de asta are nevoie de iubirea ta în comentarii. Degeaba, da, și zice, degeaba e casă mare dacă sufletul cel mic. Lucru, adică un mesaj cu care poți fi de acord. Nu au suflet. Niște animale, nu mă refeream la câini. Măi, oameni buni. Nu știu cât de desen animat mai mult de atât se poate. Eu zic totuși că nu sunt așa animale, că uite, au venit și au pus puțin fân. Sau acest sau. Fân în zăpadă, da. Nu știu dacă e fân sau dacă sunt așchile ieșite din... De la mitralierea anterioară a acestui coteț. Cine își bate joc așa de un suflet curat merită tot ce mai rău.
Coaie, te uiți la desene animate, ești prost? Adică, da, dar... Păi. Și eu tot zic asta cu desene animate, că gen, că nu suntem la 1880, da. la 1900, să zici că ai văzut pentru prima oară un film din care vine trenul și te sperii în sala de cinema. Că înțelegeam atunci. Dar adică ai deja toate referințele, da? Adică că știi că se poate face așa ceva prin toate metodele posibile de 10 de ani. Fără caracter, conștiință, suflet, rușine. Ăștia care nu au grijă de animale sunt niște bestii ignorante. Pe animale le-a creat Dumnezeu întâi. Dacă lovesc animalele, lovesc pe Dumnezeu. Doamne, bă, vere. Da. Stop it. Adică mesajul e bun, sunt total de acord cu mesajul, dar bro, come on, dude. Oamenii ăștia au acțiuni la invidia și așa și țin câinele. Sunt niște oameni care au niște mustăți așa. Da. Și fac așa, ce mă bucur că acel câine suferă afară. Acel cățel merită mai mult. Crescut de mine, merită o apreciere? S-ar profila stresul sau care-i fac? Damn, stressul is packing. Vrea să o combine pe Amy Claire, boss. Wow. Ok, gata. Cât așa, crescut de mine, merită o apreciere? Merită mai multe aprecieri. Micuțul artist și prima sa operă făcută aproape din nimic. Copil de vărzari. Copilul ăsta născut în Opel Zafira printre varză. Da, efectiv. Cu ce să mă joc, mami? Vreau și eu să mă joc cu varză asta. No. Ce trebuie minge, n-avem atâta varză. Trebuie minge, asta nu-i rotundă. Dar vezi că e un dovlecel aici. Da, da, da. E un dovlecel cu morcovei sus, acolo la lookout, unde se uiți cu ochianul. Uite, mă, micuțul artist, foarte frumos. Mamă. Doamne ajută, felicitări pentru opera ce ai făcut-o. Vei deveni un mare artist în arta picturii. Dumnezeu să te binecuvânteze. De bravo, ce, Star FM. De ce în arta picturii? Nu știa doamna Emilia ce, cum se zici la asta? Ikebana? Ce să-i zici că e? Știe doamne ce, în arta ce? Educații tehnologice? Dacă desenul e artă plastică, putem spune că asta este artă organică? Gen, sau biodegradabilă? Sau... This is my favorite. Tot my de la optimistul. Astăzi este ziua mamei mele, dar nimeni nu a felicitat-o pentru că e săracă. Hai mă să zicem la mulți ani, lutanță. Cine la mă săracă aia? Puțea oaie, bă, ce la mulți ani. Cine mă săracă aia? Cu burâtul ăla de fiutru. Cine o sărăcea, dar vezi ce freză Gen Z are copchilul? Da. Sanchi, la oi, sărăcie, nu nici știu ce. Nici n-ai zice că împinge vagoanele cu... Dar bandă gel de la albastru la tub? Hai, las, că știu cum... Și eu cum sunt ăștia cu asistații sociali, cu las că am auzit. Ăsta eu. Se dă cu albuș de ou, ce... Eu mă vedeam cu săpun când eram mic. Da, eu cu spumă de ras. Oh, funcționa. Mi-e frică să-mi dau cu spumă de ras, că mi se părea că gen cade părul dacă mă dau cu spumă de ras. No. Așa, deci e ziua mamei lui și nimeni n-a felicitat-o pentru că e săracă. La mulți ani sănătoși, zice Grigore. Elise poate să fie ori franțuzesc, ori unguresc, nu? Oare? Nu cred că există accentul ăla în ungurește. Bună ziua, dragi doamnelor și domnilor! Ce mai sunteți? Sunt distribuitorul fișierelor câștigătoare în campania FedEx. Domnul Keanu Reeves, Daily Wire, Sandra Bullock, Celine Dion, Prințesa Diana, Gigi Becali, Lady Diana, Kanye Man au decis să facă un cadou 45 persoanele care... Este un beat de la Imogen... Kanye Man. Persoanele care iubesc sunt grupuri și pentru asta sunteți selectați dintre cei 45 de norocoși câștigători de 300.000 de euro și un iPhone 14 Pro Max. Nu mai au bani. Nu mai au bani. Și un Range Rover Sport. Pentru mai multe informații faceți click pe linkul pentru a trimite un mesaj președintelui companiei noastre. De ce trebuie să dau un mesaj președintelui?
Salut, am câștigat. Dar vezi că e tot sărăcesc. Adică da. Ai 5 milioane, 900 de mii, 500 de mii, acum la 300 de mii. Cred că au tot dat din premie așa la FedEx. Băi, tu crezi, dar tu nu știi matematică. Ăștia sunt 300 de mii, dar e la 45 de oameni, adică fiecare din ăștia primește 300 de mii. Și un iPhone 14, asta e șmeche. Și un iPhone 14 și un Range Rover Sport. Eu nu cred că ești săracă. Este o femeie muncitoare și cu bun simț. La mulți ani, sănătate, good afternoon. Chiar fac o femeie cu bun simț. Da, dar în același timp pare săracă. Nu poate fi săracă cu așa un băiat frumos și bun. Dumnezeu să vă aibă sub ocrotirea sa. La mulți ani, sănătoși și fericiți alături de cei dragi. Și nu vă mai considerați niciodată sărac. Frumos, un mesaj foarte de bun da, simț chiar. Unde sunt toți oamenii ăștia când vine vorba de oameni reali? Unde sunt toți oamenii ăștia când se întâmplă o nenorocire în această țară și toată secțiunea de comentarii e plină de păi și-a meritat-o, păi foarte da, bine. Păi da. Unde sunt oamenii ăștia care comentează asta la o fucking poză cu AI? Trebuie să ne întoarcem pe Facebook, fiecare dracu de viață. Efectiv, trebuie să moderăm Facebook-ul în timpul nostru liber, că paginile astea de bait au pus stăpânire și oamenii ăștia dau scroll. Să take it back, gen. Da. Să facem o mișcare în care da. să aducem zoomări pe Facebook. Să punem poze cu oameni săraci reali. Jorge. Aceasta este bunica mea. Azi împlinește 94. Bă, stai un pic, ăsta e optimistul cu aia, scrie aici. Păi Jorge e optimistul, nu? Jorge e pagina optimistul? Eu așa cred, nu? Oh. Păi dacă a postat poza asta? Stai mă, că are foarte mult sens acum. Deci de-aia, că știu că Jorge e așa un om minimos și așa mai departe. Și tocmai de asta se tot roagă, știi, pentru domnul de 98 de ani, pentru fetița cu chibrituri și așa mai departe. Exact, în parte pozitivitate, nu doar la podcast, ci și pe Facebook. Poate se folosește optimistul de imaginea lui Jorge? Nu cred. Nu cred, de ce ar face așa ceva? De Jorge, eu nu i-aș face nimic rău lui Jorge în da, viața mea. Da, cine ar face ceva rău lui Jorge, până la urmă? Să trăiască, să o aveți mulți ani. La mulți ani zice cățelul Doina. Cățelul Doina! Ce frumos! Ți-am pus acolo la final să vezi câte reply-uri a primit acest postare. Shut up! Eu cred că românii o iubesc pe bunica lui Jorge. Bunica lui optimistul, adică. Da! Da. Gata, s-a fost. Așa se pare. Dacă doriți să-l urmăriți pe Bușu pe rețelele sale sociale, unde are mai mult engagement decât mulți faimoși influenceri de pe această platformă Instagram, o puteți face prin linkul din descriere sau pe linkul de aici de pe video. Îmi place că pot să dau teme. Dar dăm ceva mai complicat. Te rog frumos, Bușu, generează-mi o imagine AI care să conțină un îndemn de subscribe pentru oameni și de chemare pe Twitch, dar care să și conțină un apel la milă prin intermediul feței mele de prost. Ok, mulțumesc. Cu drag. Ai auzit cu par? A fost ziua mea și nu mi-a spus nimeni la mulți ani pentru că am fost un copil sărac. Dacă ți este milă de copilăria mea de sărac, dă subscribe acum și intră pe Twitch, TV, Fire marți și joi seară unde vei găsi păreri tari pe subiecte grele. Dacă faci asta, Dumnezeu te va binecuvânta. Cupar, te rog ajută-mă. Uite ce mi-a dat Silviu. Da. Bun, șufăm declarația, fă-mi acest video.